Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi stăm de vorbă cu Sandra Lădar, terapeut și unul dintre puținii părinți din România care fac homeschooling. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc mult pentru invitație. Sper să reușim să transmitem un mesaj plin de iubire și bucurie. Chiar și decorul în care ne aflăm e așa de plăcut și cald, calm. V-ați înconjurat de culoare și de citate motivaționale. Pe unul dintre pereți sunt scrise câteva citate. Așa da. E și viața dumneavoastră, senină, împăcată? Da, sunt recunoscătoare că am o familie frumoasă, am o viață plină de bucurii. Bineînțeles, ca fiecare, trecem prin dealuri, văi, munți. Altfel ar fi plictisitoare viața. Chiar m-am gândit la un moment dat că altfel cred că ar fi prea monoton. Dar sunt acum într-un moment al vieții în care e bine, e armonie. Și ați spus că sunteți acum într-un moment. A fost și o perioadă mai grea, cu multe cumpene? Da. Da, au fost mai multe perioade. Am trecut cu brio, sper. Și spuneți-mi ce faceți dumneavoastră zi de zi, practic cu ce vă ocupați? Poate terapeut e un termen general. Zi de zi sunt preocupată să mă bucur de viață și să fac lucruri care îmi plac. Am ajuns după mulți ani la curajul de a alege să fac ceea ce îmi place și am ajuns după mult timp să am puterea să spun nu atunci când nu doresc să urmez un drum sau o alegere. Deci acum suntem în punctul în care ne bucurăm, eu și copiii mei. Și în practic, ce fel de terapie faceți dumneavoastră? Cred că meseria de terapeut e o meserie magică în care poți aduce bucurie, armonie, sănătate, în cazul meu și echilibru postural, fizic, celor care vin la cabinet. Acum, în Cluj, deschiderea este tot mai mare spre terapiile complementare și deschiderea vine și din partea clienților, pacienților și din partea medicilor cu care colaborăm. Și aici, în partea profesională, sunt într-o perioadă în care pot să spun cu zâmbetul pe buze că se poate. Se poate să aduci bucurie, se poate să aduci sănătate și, da, terapia pentru mine a fost de folos mulți ani de rând. La început am fost un consumator de servicii de sănătate și pe urmă am decis să ofer mai mult timp din viața mea oferind aceste servicii care aduc relaxare și sănătate. Am început în Cluj ca inginer constructor. Deci inginer constructor care s-a reprofilat, a schimbat cu 180 de grade. N-aș putea spune că m-am reprofilat în paralel cu facultatea de construcții pe care am urmat-o aici la Cluj și în care am întâlnit profesori minunați. Sunt totuși un inginer la bază și gândesc ca un inginer chiar dacă sunt terapeut, n-am uitat nimic din inginerie. În paralel cu studiile universitare ale mele la construcții au fost și cursurile de masaj. Așa am început partea terapeutică cu masajele. Sunt tehnician masseur. În România, ca să poți profesa diverse terapii, este nevoie de o bază. Și atunci baza în cazul meu este masajul, este de asemenea pregătirea de formator, eu și predau cursul de masaj, și de consultant în dezvoltare personală. Practic, cu aceste trei rădăcini pot să dezvolt un copac. Și am spus că fac terapie, dar cuvântul acesta simplu, sunt biblioteci întregi de cărți citite și sunt mai multe metode terapeutice pe care le-am îndrăgit și le practic.
Haideți să mergem și pe latura mai personală. Mi-ați spus înainte să începem filmarea că sunteți din Maramureș. Cum a fost viața pe acele plaiuri atât de frumoase? Copilăria, adolescența? Eu sunt un copil crescut la bloc și mă laud cu o copilărie plină de aer proaspăt și de joacă afară la bloc. Mi-am dorit și îmi doresc să le ofer și copiilor mei posibilitatea de a sta în aer liber cât mai mult. Deși asta acum a devenit mai greu, copiii stau foarte mult în casă și ies prea puțin în parcuri. Deci am început în Baia Mare drumul meu în această viață, în județul Maramureș. Și sunt foarte mândră de rădăcinile mele maramureșene. Aveți și de ce? Da. Mai aveți frați, surori? Nu, nu, sunt singură la părinți. Și am urmat școala de muzică la Baia Mare, pian. Apoi liceul la care au fost și părinții mei și bunicii mei, Colegiul Național Gheorghe Șincai. Ce frumos! Și apoi am venit în Cluj, am urmat facultatea la care a fost și mama mea. Cumva este normal să mergem pe urmele părinților. Să mergeți pe urmele lor sau vi s-a cerut? În familia mea am avut șansa să am dreptul să aleg. Mama mea a fost crescută mai strict și și-a propus ca mie să-mi ofere dreptul de a alege. Și tata cum era, mai autoritar? Părinții mei au divorțat, eu am crescut doar cu mama și nu, tatăl meu nu a fost autoritar. Probabil că dacă ar fi trăit, mi-ar fi oferit și el tot așa o libertate în a alege să fac ceea ce îmi place. Și a fost, știu că în zonă sunt multe tradiții frumoase care încă se mai respectă. Sunt, au fost și în familia dumneavoastră practicate. Da, și am mers în fiecare an la colindat și de paș la stropit. Și mi-aduc aminte că am venit în studenție cu obiceiul acesta de a stropi și de a colinda. Și nu era cunoscut de toată lumea, nu era chiar așa de ușor de intrat în casele oamenilor cu colinda. Dar v-ați găsit cu cine să mergeți? Absolut. Am cântat în corul Intermezzo la Casa de Cultură a Studenților, un cor fantastic cu care am văzut și lumea. Și cu câțiva colegi din Intermezzo, în fiecare an, noi mergeam și colindam de drag la spitale, la prieteni, la firme ale unor cunoscuți, pe patru voci, așa, frumos, nu oricum. Și unii ne priveau așa, nu știau, trebuie să vă dau ceva, bani, bomboane. Efectiv, nu aveau exercițiul acesta de a se bucura de colinde. Alții deschideau sufletul și ne primeau și cântau cu noi. Și pianul a mai avut loc în viața dumneavoastră sau ați făcut o pauză? Pianul are loc și în living-ul meu, în continuare. Dar nu doar ca obiect. Pianul l-am iubit și a fost hobby-ul meu de rezervă, să zic așa. Am simțit de la început că e doar hobby și vreau să rămână așa sursa mea de relaxare. Nu am vrut să fac bani, să fac o profesie din muzică și s-a întâmplat că și copiii mă moștenesc, deci înseamnă că microbul e puternic. Într-adevăr. Da, da. Și copiii mei cântă la pian și la chitară, fiul meu e atras de percuție, dar încă e cam micuț. O să vedem dacă va urma o carieră muzicală, dar amândoi copiii cântă, joacă teatru la Palatul Copiilor, dansează. Fetița mea Maria are 12 ani și băiatul meu Luca are 8 ani. Să vă trăiască! Da, mulțumesc! Și cum ați ajuns să practicați homeschooling? Păi nu știu, când am aflat prima dată că există așa ceva, homeschooling, reacția a fost, wow, îți pierzi viața personală, îți dispare intimitatea, tot timpul devii cumva prea atașat de copii. Deci a fost, păstrez distanță. Asta a fost prima reacție când am aflat de homeschooling. Apoi copiii au crescut, am aflat de homeschooling când ei erau bebeluși, apoi copiii au crescut și mi-am dorit să le ofer libertate de a se juca, de a învăța în ritmul lor. Dar aveți prieteni sau pe cineva care făcea homeschooling? Aveam și am prietene care sunt admiratoare ale acestui sistem de învățare. Prietene care sunt educatoare în grădinițe sau învățătoare în școli sau profesoare
ele nu au avut șansa să practice homeschooling-ul, dar erau foarte informate. Și atunci, noi când ne întâlneam, ele îmi povesteau despre homeschooling. Asta era povestea și... de la cafea? Exact. Și... îl testăm sau nu? Așa s-a întâmplat, firul vieții m-a condus pe mine să practic homeschooling. La început ca un exercițiu, ca o... hai să vedem cum e. Și apoi, văzând rezultatele, am zis, hai să continuăm. Și continuăm. Dar nu era nevoie să aveți o diplomă de pedagog, studii în domeniu? V-ați gândit și la asta înainte să începeți? Nu, nu era nevoie. Acum, șansa face ca eu să fiu și formator și am făcut și în facultate modulul acela de pedagogie și aveam o pregătire în partea asta de predat și mi-a plăcut totdeauna să predau. Când eram studentă, dădeam meditații la copii și mai făceam așa bani de buzunar. Deci exista această pasiune pedagogică. Și văzând rezultatele bune, am început efectiv să citesc despre homeschooling, să mă informez, să adun materiale și treptat să lucrez cu copiii acasă. Bineînțeles, ne-am înscris la o școală de homeschooling, sunt mii de școli de homeschooling în lume. Și cum i-ați pregătit pe copii pentru decizia asta? Ce le-ați spus? Păi copiii s-au bucurat să se joace și să stea cu mama. Copiii, eu cred că sunt cei mai fericiți, mai ales când sunt mici. Vorbim de vârsta grădiniței, da? 3, 4, 5, 6 ani. Sunt cei mai fericiți acasă, în familie. Asta nu înseamnă că tu îi izolezi, nu, nici de pe departe nu e acesta scopul, ci îi însoțești în dezvoltarea lor personală. Și școlară și personală, da. Și totuși, n-au fost momente când au întrebat, mami, noi de ce nu mergem la școală obișnuită? Vrem și noi să încercăm să vedem cum e. Au prieteni care merg la școală, știu despre ce este vorba la școală. Practic, majoritatea prietenilor noștri sunt familii cu copii educați în sistemul public școlar. Deci nu au fost ținuți într-un glob de cristal să nu fie auzit vreodată de școala publică de stat. Da, dar n-au fost niciodată să stea o zi întreagă într-o sală de clasă. Într-un fel, fiica mea a fost. La Cluj-Napoca există o școală de muzică pe care o apreciez foarte mult și sunt recunoscătoare că există, Școala de Muzică Augustin Bena, cu program de după masă. Și acolo se predă doar curricula de muzică. Și mulți copii de la diferite școli dau admitere în septembrie, inclusiv elevi de homeschooling, și acolo merg și învață instrument și teorie solfege și cor. Ei, fetița mea este de 5 ani la Augustin Bena și atunci a avut contact și cu mediul acesta formal, să zicem, educațional. Clasic, da. Clasic. Și cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră și a copiilor în acest context? Păi depinde dacă este în excursie, în deplasare sau este acasă. Aveți avantajul că predați orele oriunde. Exact. Exact. Putem să luăm cărțile cu noi și putem să călătorim. Ceea ce este tot un proces educațional, pentru că oriunde mergem, vizităm și muzee, vizităm locuri istorice și încercăm cât mai practic să aplicăm ceea ce citim în cărți. Și atunci dimineața noi învățăm, facem partea de școală, după masa eu vin la cabinet și copiii au partea de program de sport și artistic, respectiv instrument muzical și teatru. Le place să joace teatru. De fapt, câte ore le predați pe zi? Cred că în momentul în care ești părinte, nu există un termen. Nu poți să zici, uite, eu de la 8 la 12 sunt părinte sau sunt profesor, educ acest copil și de la 12 am plecat, nu mai sunt în proces educativ. Sigur, eu cred că continuu, dar este un proces continuu și... Să le predați anumite materii. E ca la școală, o oră face matematică, o oră limba română. Este un proces educațional organizat, dar în același timp sunt foarte multe momente peste zi când le predau. Efectiv discutăm de gramatică în timp ce suntem la o masă sau ne plimbăm, pentru că ajungem la discuția despre, habar n-am, o prepoziție, un substantiv, un verb, și atunci eu cu drag le fac mici conexiuni să recapitulăm anumite noțiuni. Deci este un proces continuu. Homeschooling-ul pentru mine este ideal, dar bineînțeles, fiecare își alege ceea ce este mai potrivit pentru el sau ar fi ideal să-și aleagă fiecare ce e mai potrivit pentru el. În cazul nostru, homeschooling-ul a însemnat unitate familială, a însemnat dezvoltare continuă, excursii împreună, e ceea ce ni se potrivește. Și orele
cu ghilimele de rigoare atunci, la cât încep? Dimineața eu, cum zicea și mama, că măi, ce noroc pe copii tăi că se trezesc în vol. Avem un program liniștit, armonios, dar într-adevăr ei se trezesc singuri, se trezesc pe la 7 dimineața oricum, îi las să se trezească liber, apoi ei își fac toaleta, luăm micul dejun și începem să studiem. Și ritmul de predare este în funcție de copil, lucrând unul la unul cu fiecare copil, adică părintele, home instructor, eu și pe rând câte unul din ei doi, luăm pe rând anumite materii. Și poți să-ți dai seama când copilul este atent, când a obosit, când e foarte interesat și îți prea puține materiale și mai trebuie să cauți niște enciclopedice ca să suplimentezi, sau când pur și simplu copilul are nevoie de o pauză și poate într-o zi nu învățăm nimic, ne odihnim și vedem un film sau ascultăm muzică sau ieșim la o plimbare. Deci e foarte adaptat procesul de învățare pe ritmul copilului, ceea ce mi se pare extraordinar. Dacă copilul pur și simplu nu are chef într-o zi să învețe, îl lăsați, îi dați o zi liberă? Păi există acum un program. Bineînțeles, noi ne-am propus să parcurgem o curiculă. Uneori putem face o pauză, alteori ne străduim, chiar dacă puțin, să studiem. Când putem, dacă am parcurs mai mult în avans, putem să facem o pauză fără probleme. Când, de exemplu, nu avem de ales, facem un mic efort și învățăm. Notele cine le pune? Da, homeschooling-ul are alte valori la bază și aceste valori nu sunt pedeapsa și recompensa, nu învățăm pentru note, chiar nu ne interesează deloc. Nu se pun niciodată note calificative? Se pun calificative în rapoartele finale școlare, dar copilul mereu se compară cu el însuși și sunt performanți copiii care fac homeschooling, pentru că își doresc să progreseze. Sincer, copilul pus el singur în fața procesului de învățare asimilează, vrea, e curios, e nemulțumit dacă stă pe loc. Inclusiv în scriere, când am învățat să scriem sau când desenăm sau când cântăm la un instrument, ei vor să progreseze natural, fără să le cer eu, uite, te rog eu frumos, vreau să devii doctor docent. Nu, ei să știți că copiii au instinctiv, au în ei dorința de a progresa. Deci, homeschooling-ul pentru noi e așa, ca o mănușă. Într-adevăr, uneori mai liber decât am putea să ne imaginăm în sistemul public școlar. Și evaluarea finală, până la urmă, o fac cei din sistemul public? Sau... Noi suntem înscriși la o școală din altă țară și rapoartele și evaluările le face școala la care suntem înscriși. Înseamnă că le predați și în, da, limba engleză? Le predau și în română și în limba engleză. Anumite materii le parcurgem în limba engleză. Noi suntem la o școală din America. Anumite materii le parcurgem în română, pentru că limba natală este română. Dar este cumva un rezultat bun când vezi că copilul se descurcă, vrea să citească, caută el surse de informare și de multe ori când vroiam să le predau copiilor ceva, îmi spuneau mami, dar deja noi am citit asta și îmi spuneau ei despre istorie sau despre anumite planete sau despre anumite plante și eu ziceam, ok, dar când ați citit sau de unde știți? Păi nu știi că ne-ai luat o enciclopedie cu un an, bineînțeles că și uitasem poate de acea carte, dar ei, în timpul lor liber, răsfoiau, se uitau, se informau și, având o memorie proaspăt odihnită, țineau minte. Acum, ce să zic, când eu am citit prima dată, aveam 5 ani. Eu când am învățat să citesc, pe mine nu m-a obligat mama să citesc. M-am născut într-o familie de intelectuali în care toată lumea citea, nu era Facebook atunci, citeau cărți. Și ziare. Toată familia mea citea ziare, mi-aduc aminte. Și am învățat să citesc fără să îmi ceară cineva asta, doar stând cu ai mei, uitându-mă la litere, mai întrebând din când în când ce literă este asta, ce literă este asta. Decât de jucării, de popuși. Nu neapărat. Era natural. Era în mersul și în ritmul familiei. Și îmi aduc aminte exact când am început să citesc și să leg literele, cuvintele în propoziții și să înțeleg efectiv cartea. Și la fel se întâmplă și cu copiii mei,
și eu știu că se poate, pentru că așa am învățat și eu, în același timp supravegheat și în același timp lăsat să se dezvolte copilul în ritmul lui. Și soțul dumneavoastră, cât de implicat e în acest proces? Soțul meu nu mai este printre noi, eu sunt văduvă, dar când a fost împreună cu noi, ne-a susținut. Ne-a susținut și preda și el, predam și eu. Acum sunt singurul profesor al copiilor mei oficial. Dar, bineînțeles, copiii mei intră în contact cu multe alte cadre didactice. Deci colaborați și cu profesori. Da, la Palatul Copiilor, de exemplu, au fac teatru de vreo 3 ani, au pasiuni, fac sport, învață la școala de muzică chitară. Fetița mea, de asemenea, am apelat la un profesor de arte plastice, că eu cu artele plastice nu am nimica experiență. Și atunci am apelat, când a fost nevoie, la profesori din exterior, pe care am chemat acasă să ne ajute în anumite materii. Fiind mamă, profesor, terapeut, full time. Mai aveți timp și pentru dumneavoastră? Păi, așa cu agenda. Eu zic că toată lumea ar putea folosi agenda. Agenda este un lucru minunat și acolo te organizezi și poți să faci enorm de multe în viață. Dar apare dacă... de multe ori și neprevăzutul, când se dă tot programul peste cap. Da, dar nu putem să spunem că neprevăzutul ne coordonează viața. Viața o avem așa cum ne-o dorim și cum ne-o pregătim și cum e vorba că ce ți-așterni... Adormi. Exact. Și atunci eu am ales să fac puțin din toate, dar organizat. Și mergem și în concedii, mergem și la relaxare. Cum spuneam, eu sunt și un consumator de produse de relaxare și eu merg la masaj și vreau să fiu pentru copiii mei un model de om care se bucură de viață. Pentru că de multe ori m-am surprins că eram doar o alcoolică și lucram tot timpul și am spus stop, exact ce vreau eu de la viața mea, exact ce vreau să transmit, care e mesajul meu pentru copii. Pentru că acum e șansa vieții mele să formez copii, oameni, adulți, ideali, da? Sunt copiii mei și ca părinte vreau ca ei să atingă maximum de dezvoltare. Profesional, spiritual, pe toate planurile. Și credeți că părinții dumneavoastră au reușit să facă același lucru? Ați atins potențialul maxim? Mai ales pentru că v-ați format și în școala clasică, în sistemul tradițional. Aici este o poveste lungă, care include și terapeutica. Am descoperit multe tipare comportamentale în viața mea, care sunt, bineînțeles, moștenite. Și pentru a ieși din anumite blocaje, să le zic eu, și fixații, am citit, am mers la terapii, am cerut părerea mereu, am lucrat și cu psihologi, și pentru mine, și pentru copiii mei. Și eu zic că dacă muncești cu adevărat cu tine însuți, poți să vindeci foarte multe, foarte multe. Acum, depinde de fiecare cât de mult curaj are să iasă din găoace. Că în prima fază, nu exact cum fac eu cu copiii mei, îți urmezi familia, crești în mediul familiar, te marchează. Poate și profesional alegi meserii care le-au avut părinții, familia, strămoșii tăi. Sau spre care ești îndrumat. Da, sau spre care ești îndrumat forțat, obligat. Obligat. Dar vine un moment când ai puterea ca adult să te întrebi ce vreau eu de fapt să fac în această viață. Și am cunoscut multe prietene mămici care după ce au avut copii, parcă au prins aripi. Și au început să-și dezvolte mici afaceri personale cu adevăratele lor pasiuni. Deci se poate să îți schimbi, cum spuneai tu la început, direcția în viață, oricând. Și dacă aveți o zi doar pentru dumneavoastră, ce faceți de dimineața până seara? Oh, dacă am o zi, îmi place foarte mult să ies în natură, să merg pe munte și acum o să vizităm în weekend bunicii la Baia Mare și vom merge pe munte. Îmi place să citesc foarte mult. Apropo de citire, am urmat un curs de citire rapidă. Nu știu dacă ați citit despre asta. Și am mers nu și am... Nu e familia, despre ce e vorba? Da, este o îmbunătățire a calității citirii. Îți poți amplifica viteza de citire, cantitatea de informații memorate și înțelegerea textului.
Sunt niște tehnici specifice, exact cum înveți formule la matematică, poți învăța niște formule, niște metode care în urma practicării le însușești și ca le vină. Ca să poți citi mai multe cărți într-un timp scurt. Exact, dar nu numai să le citești formal, să simți ceea ce transmite cartea și emoțiile și informațiile de acolo. Și am avut șansa în acest an să particip cu copiii la un curs de citire rapidă. Și mie mi-a fost mai greu să aplic ce am învățat, pentru că eu deja am în spate 40 de ani de citit într-un anumit stil. În schimb, copiii mei, cursul a durat o zi, din ziua aia, copiii mei aplicau acele tehnici. Atât de natural, atât de simplu și de ușor. Deci copiii sunt receptivi, sunt deschiși și cu cât îi expunem la informație, și aici mă refer inclusiv la călătorii, la civilizații, la moduri diferite, la stiluri de viață diferite, cu atât ei se dezvoltă și cresc. Și ce literatură preferați? Română, străină? În cazul meu, eu sunt devorator de cărți și ai autorilor români și ai autorilor străini. Ce pot să zic, am observat la copii că sunt atrași de anumite edituri care noi, eu când eram mică, nu existau. Sunt multe cărți acum apărute în română sau în engleză, care sunt mai apropiate de stilul actual de viață, pentru că acum copiii au acces la tehnologie, au acces la informații de sute de mii de ori mai mult decât am avut noi acces. Și atunci aceste cărți contemporane, pentru ei sunt mai digerabile, mai ușor de înțeles. Deja citit. Nu mai sunt de ajuns poveștile clasice și da, sunt multe voci care critică mesajul transmis de acestea. Da, dar viața noastră s-a schimbat. Viața pe care noi o trăim acum, față de viața pe care eu o trăiam când eram mai tânără, e diferită. Și atunci eu zic să ne adaptăm, să fim deschiși, să lăsăm lucrurile să curgă, astfel încât să simțim prezentul și să ne bucurăm așa cum e el acum. Dar le citiți și câte un basm cu smei, cu zâmbi? Păi eu nu le mai citesc ei singuri. Fetița mea... Sau le-ați citit, corect? Da, da, sigur, da. sigur că da, sigur. Deși erau porțiuni peste care poate mai săream. Dar, da, am căutat. E adevărat, uite, acum mi-aduc aminte. Mergeam la bunici și bunica tot încerca să le citească Capra cu treiezi, care e destul de dur. Mesajul în sine și tot ce se întâmplă Capra cu treiezi, cam trist. Și eu îi ziceam, tu, mamă, dar alte povești, nu știi și tu cât Capra cu treiezi. Și da, am căutat. Când erau copiii mei mici, acum 12 ani, totuși nu erau așa de multe cărți traduse și publicate și apelam mai mult la literatura la care am avut eu acces în copilărie. Dar cu fiecare an în România este mult mai mare oferta de carte și am citit că acum au crescut și vânzările de carte în România, ceea ce e o bucurie foarte mare pentru mine. Și citim, deci, și contemporan, și cărți mai vechi, și din România, și din alte țări. Și mie îmi place foarte mult să las copiii liberi să aleagă cărți. Când mergem la supermarket, deși nu sunt neapărat fan supermarket, dar ajungem și la supermarket, pe ei las la zona de cărți jucării și le zic, fiecare aveți voie o carte. Pentru că au niște prețuri cărțile astea, încât le zic, o carte fiecare, eu mă duc cumpăr alimente, voi câte o carte. Și sunt înțelegători. Da, sigur, așa, sigur, da. Sigur, mai ales că eu urmăresc ca ceea ce le promit să respect și cer reciprocitate. Și atunci ei, pur și simplu, sunt expuși la toată literatura care e acum pe piață și în funcție de ce preferințe au, își aleg și citesc. Ați primit și critici cu privire la homeschooling? Non-stop. Non-stop, pentru că... Și cum le gestionați? Ce le spuneți? Este ceva diferit. Când erau copii mici, toată lumea îmi spunea că este o alegere greșită și îmi povestea niște regii triste cum vor fi copiii mei peste câțiva ani. Și eu ce puteam să fac? Na, le ziceam, uite, noi ne simțim foarte bine, copiii se dezvoltă, uite, au început să citească, au început să socotească, uite, vorbim și limbi străine, dar nu era încă suficient. Acum am trecut de această fază, din fericire, copiii sunt mari, și e foarte greu discutând cu ei, mă refer la cei care intră în contact cu noi, e foarte greu să ne aducă reproșuri.
pentru că bun, au în fața lor copii care socializează bine, care sunt educați, care citesc, care participă la festivaluri de muzică, de teatru. Și e, în momentul ăsta e imposibil să mai primim reproșuri. E bine, acum sunt în momentul ăla de viață în care e bine. Cât timp se poate face homeschooling? Până la liceu. Și ulterior, bineînțeles, se poate face și facultate la distanță, dar din cazurile care le știu eu în România, copiii au ales facultăți cu participare zi de zi, facultate de zi. Și dacă unul dintre copii și-ar dori să facă liceul la o școală tradițională? Eu le-am spus să se intereseze, au început să se intereseze, să se uite pe forumuri, nu sunt foarte încântați, pentru că acum pe net copiii sunt liberi să-și exprime părerile. Da. Și ies la suprafață multe probleme din cadrul instituțiilor publice de stat și deși eu le-am zis, uite, eu sunt deschis să vă susțin, dacă vreți facem echivalarea studiilor și puteți intra la liceu, încă este doar o discuție. Și care sunt cele mai comune prejudecăți despre homeschooling? Ce ați auzit de-a lungul anilor? Cea mai comună este lipsa de socializare. La care eu le-am răspuns mereu că pentru mine socializare nu înseamnă să stai în bancă și să ieși doar în pauză 10 minute la fiecare oră. Și oricum și copiii care fac homeschooling și copiii care merg la școală socializează după acel program până la 12 de 4 ore de educație, oricum merg în parc, teoretic. Și se întâlnesc și se joacă liber, da? Dar aceasta este cea mai importantă problemă care se ridică, socializarea. Eu zic că este o problemă falsă, pentru că copiii socializează și în familie, și în cluburile sportive sau artistice în care sunt, și în curte, în parcuri. Poate se mai pune și problema faptului că părinții nu sunt neapărat pregătiți să predea. Adică mulți se pot simți pregătiți, da, au dar un anumit nivel de cunoștință. Fiecare își cunoaște limitele și sunt cazuri de homeschooling în care părinții au angajat un învățător să predea acasă copiilor lor. Sunt cazuri în care anumite materii au predat părinții, anumite materii au angajat un profesor. Oricum, acum se plătesc foarte mult meditații în particular. Deci n-aș putea să zic că noi cheltuim mai mult. Asta a fost o problemă, că ar fi mai scump homeschooling-ul decât educația publică de stat. Aici, din nou, nu este adevărat, pentru că și în educația de stat sunt multe taxe, sunt multe manuale care se cumpără, se fac multe meditații în particular. Deci aș zice că partea financiară... Dar taxele la școala din America nu sunt mari? Nu. Încep de la $80 în sus pe an. Nu sunt mari. Nu. Înseamnă că e mult mai scumpă școala românească, nici nu se compară. Uneori poate ajungi, da, să constați că e mai scump. Oricum, toți părinții sunt convinsă că achiziționează cărți și materiale audio-video, da, indiferent de școala pe care au ales-o, homeschooling sau publică. Dar vorbim de cheltuielile de bază. Da, aici din nou cu agenda, fiecare se poate organiza. Haideți să vorbim și despre faptul că ați cântat folk, chiar ați ajuns cunoscută. Da, da, este, muzica este, cum am spus și la început, o mare pasiune, este sufletul meu. Am cântat de mică la pian, apoi în liceu am început să cânt la chitară și când am venit la Cluj, am stat un pic așa, doar cu tehnică, construcțiile. Pe urmă am zis, măi, dar trebuie să cânt undeva, că nu se poate. Și am urmat Școala Populară de Artă din Cluj, unde am întâlnit oameni extraordinari. Și la un moment dat am format și o trupă folk, unde, cu care am participat. Trei membri. Am fost împreună cu colega mea Cristina Pătrașcu-Noghi și cu colegul meu Onișor Ioan și am participat foarte mult la festivaluri și concursuri, nu din cauza că mie îmi plac competițiile și concursurile. Eu consider că poți să te dezvolți în orice domeniu și fără competiția aceasta acerbă din concursuri. Dar atunci nu era YouTube așa, nu era Facebook și dacă vroiai să ai contact cu publicul, să ai contact cu scena, festivalurile erau singura șansă. Bineînțeles, în final am concretizat munca noastră cu un album, albumul Meteolancolie, care ne bucurăm că și acum am mai difuzat la radio. Cine scria versurile? Versurile le scriam
eu și Onișor, acum mă întrebam dacă și Cristina a scris, un pic a contribuit și Cristina la câteva. Muzica o compuneam individual, dar și în grup, aranjamentele le făceam împreună, aranjamentele muzicale. Și da, a fost o experiență minunată. Acum, ce să zic, e mult mai ușor în perioada asta, dacă ai un talent de genul acesta, să faci un canal, un live, da? Pe Facebook sau pe YouTube. Atunci nu se putea. Atunci, efectiv, trebuia să mergi să cânti în cluburi, în pub-uri, în festivaluri, ca să ajungi la sufletul ascultătorilor. Credeți că mai are viitor muzica folk? Păi muzica folk există și va exista permanent, e nemuritoare. E muzica sufletului, e muzica pe care cu o chitară în mână poți să aduci atmosferă, bucurie, relaxare oriunde mergi, la munte, la mare sau la o petrecere, la o zi de naștere. Am constatat că în continuare se cântă, copiii mei cântă, fetița mea cântă folk la Palatul Copiilor și sunt și acolo copii care învață și ne învață cântecele, deci continuă, ștacheta e dată mai departe. Și cântați dacă vă provoacă prieteni sau la o petrecere? Acum, la petreceri mai puțin, dar când ieșim la munte sau când ieșim în aer liber, eu v-am zis că îmi place foarte mult în natură, da, cântăm. Am cântat și acum recent, am fost într-o tabără de homeschooling și am cântat și noi părinții, au cântat și copiii, a fost foarte frumos. Și ce înseamnă pentru dumneavoastră muzică bună? Ce ascultați? O muzică de calitate, urmând cursurile școlii de muzică din Baia Mare, m-am format ca un mare consumator și de muzică clasică, de muzică simfonică și atunci există o componentă din fiecare stil. Ascult și muzică clasică, ascult și rock, ascult și muzică de relaxare. Cântați cu copiii în mașină? Cântăm, dar nu numai în mașină, cântăm și acasă. Practic, eu le predau și pian acasă, cânt împreună cu fetița mea, ea e acum mai avansată la chitară și cu ea efectiv pot să cânt cap-coadă, cântece și e foarte fain. Și alte pasiuni, hobby-uri? Mai e timp pentru ele? Ce să spun acum, prioritar este educația copiilor și activitatea de la cabinet. Dar îmi place să desenez, acum ne-am apucat să desenăm, să colorăm, au apărut cărțile acestea de colorat pentru adulți. Și îmi place foarte mult să gătesc, eu sunt vegetariană de vreo 20 de ani și mereu descoper rețete și plante și semințe și legume și fructe și asta și mereu este o provocare. Vegetarian? Păi da, familia noastră este vegetariană. Și cum a fost? Adică nu a fost greu la început? Ca și homeschooling-ul, ceva destul de puțin practicat în România. Poate că mai de mult era mai puțin practicat. Într-adevăr, acum 20 de ani, dacă intram într-un restaurant și spuneam eu vreau să mănânc ceva vegetarian, ce aveți? Îmi serveau pui. Și sau le explicam. La nunți, cred că era mai greu, când toată lumea mânca sarmale. Fără pui, fără ceva vegetarian. Faci o costiță? Dar acum, când mergi la o petrecere sau la restaurant și soliciți un meniu vegetarian, încă sunt marcate cu verde în meniu oferta vegetariană. Deci este altă lume acum, ne-am dezvoltat foarte mult și în direcția asta în România, e bine. Și ce v-a motivat atunci să deveniți vegetarian? A fost probleme de sănătate? O mare mea dragoste de animale. Când eram mică, am avut animale de casă. Mi-a luat mama și iepuraș, am avut și cățel, și peștișori, și ce n-am avut? Au crezut că o să mă fac medic veterinar, așa de mult îmi plăceau animalele. Și eram într-o familie care se mânca tradițional carne, maramureșană, ca adevărată. Dar când am venit la Cluj, mi-am deschis aripioarele și am ales alimentația vegetariană. Deci din studenție v-ați gătit singură vegetariană? Păi da, acum studenții după posibilități, mai gătești, mai cumperi. Da, da, da. Și am avut două sarcini ușoare, copiii sunt sănătoși, deci sunt avem medic de familie, suntem sub supraveghere medicală. Eu mereu am întrebat medicii, neavând experiență în familie sau în cercul de prieteni, am spus dacă este vreo problemă, vă rog să-mi comunicați și luăm măsuri. Dar m-au asigurat permanent că suntem bine, copiii sunt sănătoși.
Și n-au fost probleme medicale? Nu, nu au fost probleme. Din contra, sunt sănătoși și au un sistem imunitar crescut și foarte, foarte rar se îmbolnăvesc. Și care e meniul preferat? Adică ce vă cer copiii să le preparați cel mai des? Depinde pe vârste. Când erau mai mici, le plăceau fructele. Fructe, pur și simplu fructe. Apoi s-au îndrăgostit de cerealele cu diferite tipuri de lapte. Apoi a venit era pizza. Pe urmă a venit era spaghetelor. Deci cred că asta este valabil și la copiii omnivori și la copiii vegetariani. Etapele astea trecem prin ele treptat. Acum deja i-au crescut și sunt curioși și deschiși să servească diverse meniuri. Dar astea au fost fazele. Și dulciurile vegetariene sunt senzaționale, le-am încercat. Da, da, și acum în Cluj avem multe posibilități și de deserturi rou, crude, fără zahăr, făcute sănătos, și deserturi de casă. Deci acum poți și tu să gătești, poți să și comanzi. Alegerile sunt nenumărate, dar acum asupra dulciurilor e foarte mică influența regimului vegetarian, pentru că grăsimi animale nu prea se folosesc la dulciuri. Spuneți-ne și despre diplomele pe care le-am văzut că le aveți pe unul din pereți, o colecție întreagă. Veneau de multe ori clienți care nu mă cunoșteau și le era teamă de manipulările osteoarticulare. Sunt o parte a unei terapii japoneze care corectează postura. Îți îndreaptă spatele sau, cum spunem popular, îți îndreaptă oasele. Și faptul că au văzut că am urmat multe cursuri și am fost la multe stagii de perfecționare, pe ei a ajutat să aibă încredere în procesul terapeutic. Scopul meu este să ofer servicii de maximă calitate. Ați fost în străinătate pentru cursuri? Am fost și în străinătate, am învățat și aici, dar pregătirea, eu zic, în orice meserie, e continuă. Dar termenul ăsta de Yumeiho, cred că săptămâna asta am auzit prima dată de el. Ce înseamnă, practic? Școala de Yumeiho s-a deschis în România în 2000 și Yumeiho înseamnă o metodă prin care ajuți energia corpului să curgă prin corp liber, respectiv ajuți corpul să își redobândească sănătatea, vitalitatea. Și cum faci asta? Prin masaj și manipulări osteoarticulare. E o școală care are la bază vechea școală de masaj din Japonia și din China, concretizată într-un protocol foarte clar, modern. Are legătură și cu religiile orientale, cu practicile străine? Nu. Sunt pur și simplu, de exemplu, Yumeiho este o metodă prin care tu ajuți corpul fizic să-și redobândească postura armonioasă, simetrică. Și funcționalitatea. Acum am, pe lângă partea asta de practică cu manipulări, m-am îndrăgostit și de uleiurile esențiale, sunt și aromaterapeut și copiii mei s-au îndrăgostit de uleiurile esențiale terapeutice și mereu, poate ați văzut și aici, că miroase frumos, îmi plac mirosurile. Cred că inițial uleiurile erau cunoscute doar ca și parfumuri. Dar ele au rol terapeutic. Trebuie să vă întreb, am o curiozitate, care e parfumul preferat? Păi acum, de când, de vreo 5 ani, de când folosesc uleiuri esențiale, nu mai folosesc parfumuri. Mă ung cu uleiuri pure, de bergamotă sau de portocală, care așa de frumos miros și au și efect terapeutic și miros frumos. Și dă rezultate pe termen lung această formă de terapie? Ce vă spun clienții? Părerea mea este că stilul de viață dă rezultate pe termen lung și că orice leac magic ai lua alopat sau naturist, dacă tu nu reușești să aduci în viața ta armonie, odihnă, hidratare, o alimentație echilibrată, indiferent de care e omnivor sau vegetarian regimul alimentar, stilul de viață își pune amprenta. Din păcate, am constatat de-a lungul anilor că este foarte multă suferință, foarte multă tristețe. Oamenii poartă dureri fizice și s-au obișnuit să le poarte. Și de aceea am ales la un moment dat în viață să merg pe calea terapeutică și să ajut oamenii. Și e minunat. E minunat să vezi un om că vine posomorât în cabinet cu dureri și iese zâmbind, iese cu moralul ridicat,
Pentru că constată fizic că și-a redobândit anumite abilități. Dumneavoastră sunteți implicată și în acte de caritate pentru copii. Spuneți-ne pe scurt când ați început și ce faceți. Da, proiectele cu copii au început când eu însă am născut primul copil și cumva de la o fundație a ajuns la mine un cărucior de vară. Și m-am dus la fundație și am zis, uite, a fost foarte frumos gestul, nu erau atunci în Cluj modelul acela de cărucioare, vreau să vă ajut. Și am început activitatea caritabilă ca și colaborator cu o fundație mai mare din Cluj. Apoi am dezvoltat câteva programe, unul se numește Smart și este cu, în fiecare toamnă cu pregătirea unor ghiozdane complet dotate pentru copii săraci. Alt proiect este cu calculatoare, am avut o colaborare cu o firmă mare de programare care când schimbau calculatoarele, dădeau efectiv gratuit calculatoarele familiilor nevoiașe. Am avut proiecte cu alimente și haine de Crăciun și de Paști și mi-a plăcut să dau mai departe. Eu cred că e important în viață să poți să dai mai departe binele, că rău vezi la tot pasul. Dar o vorbă bună poți să dai mai departe, un gest frumos poți să dai mai departe. Ați văzut filmul Pay It Forward? Nu. Vă recomand să-l vedeți. Merge. Dar îmi vine în minte cartea Dăruind vei dobândi. Deci avem în țara noastră multe, multe modele minunate pe care putem să le urmăm. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Timpul a trecut, din păcate, foarte repede. Mulțumesc. Și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu drag, oricând. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.